Mulțumim, domnule primar, mulțumim dumneavoastră și tuturor celor care au făcut ca această seară să fie una de excepție. O seară în care celebrăm sărbătorile de iarnă într-un mod cu totul deosebit. Un eveniment de înaltă ținută artistică, imprimată de prezența celei mai valoroase comori a muzicii corale universale. Corul Național de Cameră, Madrigal, Marin Constantin. Un păstrător și un promotor al acelor valori umane care au însuflețit și demersul nostru din această seară, acela de a dărui speranță și recunoștință. Și cine oare ar fi putut mai bine să exprime toate aceste valori în care noi credem cu tărie, dacă nu chiar ambasadorul libertății, speranței și păcii? Da, este o distinție pe care a primit-o recent invitatul nostru de onoare al acestei seri la Summitul Global de Religie, Pace și Securitate, desfășurat în noiembrie anul acesta la Palatul Națiunilor Unite din Geneva. Și cine oare ar fi fost mai potrivit să marcheze acest moment, dacă nu cel care a fost declarat în anul 1992 Bun al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO? Este ansamblul coral care a obținut în cei 53 de ani de existență cele mai prestigioase premii internaționale și care în anul 2003 a primit din partea președinției României Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor. Așadar, ne aflăm în prezența unei valori universale care ne face mare onoare de a călca pragul casei noastre. Momente care nu putem decât să ne bucurăm și să trăim muzica, despre care fondatorul și dirijorul timp de 50 de ani, aproape 50 de ani acestui ansamblu, regretatul maestru Marin Constantin, spunea: muzica i-a fost dată omului de Dumnezeu, din sfere pe care nu le putem contura cu o exactitate matematică. Cu ceva timp în urmă, la aniversarea 40 de ani de existența Madrigalului, binecunoscuta realizatoare TV Eugenia Vodă adresa lui Marin Constantin întrebarea: ei, cum v-ați dori să fie Madrigalul la 100 de ani? Aș vrea să fie așa cum încă eu îl visez, dar să nu fie mai puțin decât îl vor visa cei care vor trăi atunci. Mulțumim celor ce astăzi duc mai departe visul lui Marin Constantin, directorului artistic Anna Ungureanu, directorului de onoare, dirijorul Ion Marin, fiul regretatului Marin Constantin, și, desigur, managerul Emil Pantelimon. Aceștia nu doar continuă drumul artistic al Madrigalului, dar îl îmbogățesc cu o nobilă misiune. Dezvoltă unul dintre cele mai vizionare programe românești de incluziune socială destinate copiilor, având la bază muzica prin cântul coral, programul național Cantus Mundi. Și mulțumim lui Marin Constantin, în lumea bună în care este el acum. Cel care a fost primul care a îndrăznit să viseze atât de frumos și să transforme visul său într-o splendidă realitate. Madrigalul.